Au fost vremuri în istorie când Evanghelia se predica la ora 5 dimineața. Chiar recent am citit locul acesta și cineva spunea că oamenii de atunci erau mai câștigați. Atât cei care predicau, cât și cei care ascultau. Pentru că se predica Evanghelia unor oameni foarte receptivi, pentru că erau foarte odihniți. Vremurile s-au schimbat, sunt convins că nimeni, cel puțin în zona noastră, n-ar mai merge să asculte Evanghelia la 5 dimineața. Chiar dacă vremurile s-au schimbat, dragii mei, și nu mai predicăm la 5 dimineața, cred că Duhul lui Dumnezeu ne poate face receptiv la Cuvântul lui Dumnezeu. Și vă mă rog, Domnului Dumnezeu, ca și astăzi, în continuare câte minute mai stăm aici, Dumnezeu din cer să umble la mintea noastră, să umble la inima noastră și să facem ceea ce ne învață Scriptura, să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Ne este de folos fiecare dintre noi. Domnul Dumnezeu să facă lucrul acesta. Deci, mei, cred că cei mai mulți din locul acesta știm că în vremea în care trăim există sisteme suficient de sofisticate, unele dintre ele plasate pe sateliți în spațiu, care urmăresc mișcarea curenților de aer în atmosferă. Și specialiștii, Urmări locul acesta, încearcă să ne spună mai din timp cam cum va fi vremea. Următoarele 24 de ore, 48 de ore și așa mai departe. Cei mai mulți din locul acesta, poate deschideți aplicația pe telefon și vă uitați, mâine la ora 10, 70% șanse de ploaie. Ne este de folos sau nu ne este de folos lucrul acesta? Știm cam cum să ne îmbrăcăm, știm cam cum să ne facem programul, ce activități să ne programăm. Dar, dragii mei, știți că încă nu s-a descoperit și nu se va descoperi niciodată un sistem care să prevadă cam cum vor fi vremurile în viața noastră. Credeți în lucrul acesta? Știi despre cineva că e sănătos, n-are nicio treabă, te-ai cu el, și dintr-o dată auzi că astăzi este grav bolnav în spital. Nimeni n-a putut prevedea locul acesta. Nu există sistem să spună locul acesta. Știi de cineva că e un șofer disciplinat, conduce bine, ireproșabil, dintr-o dată a avut un accident și e grav în spital. Nimeni n-a putut să prevadă locul acesta. Viața noastră, dragii mei, nu este doar zi cu soare sau zi cu nor. Nimeni nu poate să ne spună dinainte, în afară de Dumnezeu, când vor veni norii peste viața noastră. Poate cineva să ne spună? Dar cei cărora vă merge bine astăzi, vă așteptați undeva pe traseul vieții dumneavoastră, cândva să apară norii, să vină vremuri grele, vă așteptați? Poate că nu vă așteptați, dar de gândit vă gândiți că o să vină așa asemenea vremuri. Omul este dat în această lume să suferă. Trece prin experiențe grele, prin experiențe negative. Ba, dragii mei, uneori dacă citim în Scriptură sau ne uităm la viața noastră, sunt perioade în care lucrurile merg din rău în mai rău. Ați auzit biletul din această dimineață? Nu trece un val? Vine un alt val. Sau cum spunea psalmistul, toate talazurile tale vin peste mine. Știți, evrei erau în Egipt, erau robi în Egipt, faraonul le-a pus o anumită normă de cărămizi, era greu, erau vremurile. Numai că vremurile au mers din rău în mai rău. Într-o zi, faraon a zis, uite, nu vă mai dau paie. Cu trei răsara vă adunați paie și faceți aceeași normă de cărămizi. Merg vremurile din, sau lucrurile din rău în mai rău? Iosif, bună oară, a, a trăit o perioadă din viața lui când frații nu puteau să-l suferă, nu puteau să spună nici măcar o singură vorbă prietenească. E rău lucrul acesta, nu? Dar lucrurile merg și mai rău. Într-o zi frații pun mâna pe el, îl pun în groapă, îl vând la Ismaeliți, ajunge în Egipt și ajunge în pușcărie. Dacă v-aș aduce aminte de Iov, dragii mei, ar fi și el un exemplu că sunt vremuri când lucrurile merg din rău în mai rău. Spun asta pentru că în cuvântul Domnului din această dimineață sunt două personaje în viața cărora era o vreme în care lucrurile mergeau din rău în mai rău. Spune Sfânta Scriptură că femeia asta bolnavă timp de 12 ani s-a tot dus pe la medici. Era normal să facă asta, nu? Vreau să vă întreb, ce ați citit în Biblie? Cum îi mergeau lucrurile în viață? Ați fost atenți la citire? Îi mergeau mai rău. Te aștepți că atunci când te duci la medic, te duci la specialist, să spună un diagnostic corect, să-ți dea tratamentul corect, să te simți mai bine. Dar pentru femeia asta, vremurile sau lucrurile mergeau din rău în mai rău. Ea Fruntașul acesta de sinagogă s-a dus la Domnul Iisus Hristos pentru că avea fetița grav bolnavă, bolnavă pe moarte. Era lucrul acesta, nu? Numai că atunci când era în preajma Domnului Iisus Hristos, vine o veste de acasă, fetița ta a murit, merg lucrurile din rău în mai rău. Ce ziceți? Frați și surori, nu doar în Scriptură găsim lucrul acesta. Nu doar pe pagini de istorie. În viața noastră s-ar putea să vină perioade, să vină vremuri în care lucrurile să meargă din rău în mai rău. Și întrebarea este ce faci atunci? Despre asta vreau să predic în minutele următoare, despre vremea în care lucrurile merg din rău în mai rău. Ce facem atunci? Suntem o mână de țărână, zice Biblia, că Dumnezeu din țărână ne-a făcut. Dumnezeu știe că suntem țărnă. Dumnezeu știe că avem limitările noastre, avem fragilitățile, vulnerabilitățile noastre. Și vin vremuri în care lucrurile merg din rău în mai rău. Ce facem atunci, frați și sorori? Sau ce ar trebui să facem? Primul lucru pe care vreau să-l spun, dragii mei, este că atunci când asta se întâmplă, când lucrurile merg din rău în mai rău, căutăm un alt fel de ajutor. Când... Ni se întâmplă ceva rău când experimentăm ceva rău. Când ceva nu merge bine. Când în viața noastră năvălesc durerile, bolile, suferințele, încercările. Încercăm să ne descurcăm. E adevărat, frații mei. Experiențe de viață, inteligența pe care o avem, cunoștințele pe care le avem. Toate încercăm să le punem împreună, să ne descurcăm, să ne ajutăm singuri. Ne vom descurca noi cumva și cu asta. Și ne, ne trezim că nu ne descurcăm. Și atunci ce facem? Căutăm ajutor, nu? Femeia asta bolnavă a căutat un ajutor. S-a dus la un medic, s-a dus la un alt medic, 12 ani a avut timp să tot umble. Ajutorul acesta la care a apelat. Femeia asta, doi, timp de 12 ani, a fost un ajutor obișnuit. Oricine îți spune când ești bolnav, că asta trebuie să faci. Asta e ajutorul de care ai nevoie. Un medic, nu? sură așa este? Dacă spui cuiva că te doare foarte tare un rinic, hai să iau rinichiul. și că nu te lasă de nu știu câte vreme, oricine spune du-te la medic. Există specialiști. Dar pentru femeia asta, ajutorul ăsta ne-a lucrat. Ca pentru foarte mulți, dragii mei, în vremea noastră, un ajutor de tipul acesta nu lucrează. Și în loc să te faci bine, te duci din rău în mai rău. Ce faci atunci? Când ajutorul ăsta obișnuit, la care apelează toată lumea, nu lucrează, ce faci atunci? Cauți un alt fel de ajutor. Și cine o fi acest alt fel de ajutor? Frați și sorori. nu ne-am descurcat în țară, ne ducem peste o tare, sunt oameni care se duc peste o tare, că ori fi mai buni medicii pe acolo. Ce nu lucrează? Ce fel de ajutor cauți atunci când lucrurile merg din rău în mai rău Dragii mei, spune Sfânta Scriptură că și femeia asta și Iair, fruntașul sinagogii, s-au pus pe treabă să caute un alt fel de ajutor. Ce fel de ajutor? S-au dus la Domnul Isus Hristos. Știți ce fel de ajutor este acesta? Dragii mei, este un ajutor care omenește n-are nimic de a face cu problema ta că nu-i specializat pe problema ta, omenește. Când ai o anumită problemă, te duci la cineva specializat pe problema ta. Dacă ai o boală de inimă, nu te duci la un dermatolog. Te duci la cardiolog. Că e specializat pe problema ta. Când ai o boală de rinim, nu te duci la orelist. Te duci la cel care e specializat pe problema ta. Are treabă cu problema ta. Dragii mei, când te duci la, la, la ajutorul acesta la care s-a dus femeia, ajutorul ăsta omenește, nu avea nicio treabă cu problema ei. Nu era specializat pentru asta. Dar știți ce era? Era uns de Dumnezeu din cer pentru asta. E adevărat sau nu e adevărat? Nu era specializat în boală cum avea femeia nici specializat să rezolve problema fetiței care era pe moarte. Dar era uns de Dumnezeu din cer să vindece pe cei bolnavi. De aceea a zis el, Duhul Domnul este peste mine căci m-a uns să vestesc săracelor Evanghelia, să dau drumul în de război, să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită și așa mai departe. Vreau să vă întreb, aveți încredere într-un asemenea ajutor care omenește, n-are nicio treabă cu problema pe care o ai tu. Dar este un ste Dumnezeu din cer să facă asta. Aveți încredere într-un asemenea ajutor. A venit iair și s-a aruncat la picioarele lui și a zis, făcând o rugăciune stăruitoare, vino că fetița mea e pe moarte. S-a dus femeia asta care avea experiențe de 12 ani, dragii mei, de falimente după falimente. Și a zis, dragii mei, doar să mă ating și o să mă fac bine. Acest alt fel de ajutor care omenește nu are nimic de a face cu problema ta. Este unsul lui Dumnezeu ca să rezolve problema asta. Dar este un ajutor, dragii mei, confirmat prin experiențele altora. Spune Sfânta Scriptură aici așa, auzise vorbindu-se despre Isus. Ce credeți că o fi auzit vorbindu-se despre Isus? Faceți și surori, De rău sau de bine? Că un învățător înțelept, că predică bine. Dar, dragii mei, au auzit vorbindu-se despre Isus, lucruri care să rezoneze cu problema lor. Poate vindeca bolnavii. Că noi de regulă reacționăm atunci, dragii mei, când cineva ne spune ceva care rezonează cu problema noastră. Știți de ce stăm noi așa de tăcuți în biserică când se predică Evanghelia? Nu avem nicio treabă unii dintre noi cu Evanghelia. Știți de ce? Nu rezonează cu problema noastră că dacă Evanghelia asta rezona cu problema noastră, am sări repede, dragii mei, să începem să facem, să ne rezolve problema. Dacă bună oară noi nici măcar nu conștientizăm că problema noastră este păcatul, putem predica despre păcat cât vreți, nu avem nicio treabă. Când ne-am conștientizat nevoia și ceea ce ni se spune rezonează cu nevoia noastră, asta ne pune în mișcare. Au auzit, vorbindu-se despre Isus, că face asta. Și ziceau, dacă asta a făcut cu alții, poate face și cu mine. Este un ajutor confirmat prin experiența altora despre care am auzit că au fost vindecați de Domnul Isus Hristos. Sunteți aici oameni bolnavi? Sau îi aveți pe acasă? Nu să vă întreb. Sunteți dispuși să umblați în căutarea unui astfel de ajutor? Asta nu înseamnă să nu mergi la medic. Asta nu înseamnă să nu te tratezi. Dar când lucrurile merg din rău în mai rău, ești dispus să te duci la un ajutor confirmat prin experiențele atâtor oameni în istorie sau în contemporaneitate, dragii mei, să te duci la el. Ești dispus să faci lucrul acesta? Că nu-i poveste. Ați auzit biletul de azi dimineață de aici de la invul? Dumnezeu m-a vindecat în urma rugăciunii. N-am mai făcut operații. Nu știu detalii. Nu știu despre cine e vorba. Spun doar că am auzit și se despre bilet. Credeți într-un într asemenea ajutor? Dar nu este doar un ajutor, dragii mei, confirmat prin experiența altora. Este un ajutor la care oricine are acces. Și este extraordinar lucrul acesta. Sunt două personaje aici total opuse. O femeie anonimă, un nimeni dacă vreți. Și un fruntaș, un fel de conducător de adunare religioasă. La Domnul Iisus Hristos nu are acces doar o anumită elită, oameni speciali. La Domnul Iisus Hristos are acces oricine. Și femeia asta anonimă și -a această persoană, acest nimeni, dacă vreți, și unul care are pe o anumită poziție are acces la Domnul Isus Hristos. Pentru că nu numele, nu familia, nu poziția, nu averea îți dă acces la Domnul Isus Hristos. Știți ce dă acces la Domnul Isus Hristos? Credința. Fică, credința ta te-a mântuit. Și căutați în Biblie, dacă vreți, în foarte multe locuri, când veți descoperi că ceea ce dă acces la Dumnezeu la Domnul Iisus Hristos este credința. Când a venit femeia aceea sirofeniciană și a cerut să fie vindecată fica ei, care era stăpânită din niște duhuri rele, tot discursul acela, dragii mei, tot dialogul acela, dacă vreți, a scos la suprafață din viața acestei femei credința. Și-a zis Domnul Iisus Hristos într-un final, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se după cum voiești. Fica ta este tămăduită. Ceea ce ne dă acces la Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos, la acest alt fel de ajutor, dragii mei, nu este poziția noastră socială sau de biserică sau, dacă vreți, de apartenență religioasă. Credința noastră în El. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, când lucrurile merg din rău în mai rău, ceea ce trebuie să facem este să căutăm un alt fel de ajutor. Adică să-L căutăm pe Dumnezeu. Să-L căutăm pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Al doilea lucru. Când lucrurile merg din rău în mai rău, trebuie să căutăm să ne menținem credința activă. Știți care este marea problemă? Știți că doar oameni suntem marea problemă a oamenilor care ajung în situații complicate, care se îmbolnăvesc grav, ca să vorbesc despre ce scrie textul acesta. Știți care este? Disperarea, deznădejdea. Ajung în disperare. Și ajung în disperare, dragii mei, pentru că ceva se poate întâmpla sau chiar se întâmplă cu credința lor. Secretul care ne poate ține pe noi, dragii mei, cu moralul ridicat, dacă vreți. Este credința noastră în Dumnezeu. Și tocmai acolo vrea cineva să lovească credința noastră. Tocmai acolo se îndreaptă, dragii mei, unor atacuri din partea minții noastre, rațiunii noastre. Rațiunea este facultatea pe care noi ca oameni o avem de a gândi logic, de a înțelege fenomene, sensuri, ori sunt atâtea lucruri pe care nu le înțelegem. Vreau să vă întreb, dumneavoastră pricepeți cum s-a vindecat femeia asta aici? Pricepeți? Ați putea explica, la de faptul că s-a atins și s-a vindecat. Nu poți explica. Și atunci când mintea noastră nu poate explica, foarte repede este ispitită să spună asta nu se poate. Când Dumnezeu din cer l-a științat pe Avram că urmează să aibă un copil peste un an când se va întoarce să viziteze din nou familia, sara dincolo de perdea a cortul le -a râs. Acum, la vârsta asta, mintea zice nu se poate. Este asta un dușman al credinței uneori, dragii Când îngerul Gavril a venit la Zaharia și a spus că urmează să aibă un copil, Zaharia a zis, din ce voi cunoaște lucrul ăsta? că bătrân, nevastă mea înălțat în vârstă. Adică nu se poate. Și în cerul vei rămâne amut pentru că n-ai crezut. Mintea ta ți-a întunecat credința până la urmă sau ți-a redus la tăcere credința. Alte ori, lucruri care se petrec în jurul nostru, zvonuri, vorbe pe care le auzim, pot să afecteze credința. Bună oară, femeia asta a zis, dacă, dacă pot să pun mâna, mă vindec. Numai că întreiași, între, între domnul Hristos era o mulțime mare de oameni. Cum să ajung la domnul prin mulțimea asta de oameni? Sau, Iair a venit, l-a rugat pe domnul să vindece fica, să-i vindece fica, și când stă lângă domnul, primește vestea asta. Fica ta a murit. Vreau să vă întreb, este asta o lovitură pentru credință? Domnul a văzut și a zis, crede numai. Ce trebuie să facem când lucrurile merg din rău în mai rău este, dragii mei, să ne menținem credința activă. Și întrebarea este cum? Cum să ne menținem activă? Când mintea ne spune, mă duc și eu ca tot omul. Sau când cei din jur s-ar putea să ne împiedice, spunând una sau alta, să mai credem în Dumnezeu. Cum? Cum să mențin credința activă? Știți cum, dragii mei, vorbind cu mine însumi. Știți că noi suntem influențați de ce se întâmplă în jurul nostru, de ce auzim din jurul nostru. Dar cel mai mult putem fi influențați de ce vorbim noi cu noi înșine. Pentru că, dragii mei, noi vorbim cu noi înșine în fiecare zi. Știți asta? Zice Sfânta Scriptură, așa. Căci își zicea ea. Și acum ce ți zici? E cineva bolnav și doctorul ți-a spus, ți-a scris diagnosticul. Și știi cam ce se petrece cu cei care au diagnosticul care ți-a fost spus ție? Ce ți zici tu însuți? Ce vorbești cu tine însuți? Că ce ți spui ție însuți, ce vorbești cu sufletul tău, poate să ți stimuleze speranța, curajul, sau poate să-ți aducă frica sau deznădejdea? Ce vorbești cu tine însuți? Femeia asta zice așa, își zice aia, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui. Începe să vorbească cu ea însăși lucruri care o motivează la acțiune, să facă ceva, să nu stea degeaba. Lucruri care activează speranța în schimbare. Dacă fac lucrul acesta, mă voi tămădui. Nu știu dacă mă pricepe ce spun frații mei. În Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură, autorul Psalmului 42 stă de vorbă cu sine și zice așa, pentru ce te mâgnești suflete și gemene într meu? Știți ce spune după aceea sufletului? Nădăjduiește în Dumnezeu că iarăși îl voi lăuda. Își spune cuvinte, dragii mei, care activează această speranță pentru schimbare, ca să pot să-l laud din nou pe Dumnezeu. Ceva trebuie să se schimbe în viața mea. Când în starea în care sunt, n-am predispoziția să-l să să slăvesc pe Dumnezeu. Iarăși va veni vremea când voi lauda pe Dumnezeu. Frați și surori, astea vreodată să vă analizați ce vorbiți cu dumneavoastră într-o zi? Asta să, să vă analizați. Că e foarte important îmi activez, îmi țin credința activă, dragii mei, în funcție de ceea ce vorbesc cu mine însumi, ce îmi spun mie însumi în fiecare zi. Dar îmi țin credința asta activă, dragii mei, și urmând ceea ce zice Dumnezeu, ce zice Domnul Iisus Hristos. Iair a primit și el vestea asta, a auzit-o și Domnul Iisus Hristos și Domnul i-a spus așa, nu te teme, Crede numai. Ce trebuia să facă ei ca să-și mențină credința activă? Ce trebuia? Să asculte de Domnul. Știi ce a făcut Domnul? A, a, haideți să vă citesc. Fără să țină seama de cuvintele acestea. A auzit și el vestea asta, fica ta a murit. Fără să țină seama de cuvintele astea, Domnul i-a zis, crede numai credința mea mi-o pot menține activă în funcție de ceea ce vorbesc cu mine în somn și în funcție de ceea ce ascult din partea lui Dumnezeu. Vă mă rog, Domnul Dumnezeu, să ne binecuvânteze. Și vreau să spun că ceva foarte scurt, dragii mei. În al treilea rând, în vremea în care lucrurile merg din rău în mai rău, trebuie să caut să mă abandonez în mâna Domnului. Să mă pun în mâna Domnului. Asta înseamnă să accept ca el să-și împlinească în viața mea planul voia lui. Nu întotdeauna Dumnezeu va lucra cum cer eu, sau ce cer eu. Domnul a zis, mă duc înaintea lui Dumnezeu cu, cu cererile mele și îmi spun înaintea lui Dumnezeu dorințele, îmi spun uneori frustrările. A zis un tată înaintea Domnului, l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să facă nimic, este asta o frustrare. Unul se duce la biserică să se roage o frație pentru tine și să nu se întâmple nimic și te simți frustrat. spune lui Dumnezeu asta. Îi spui lui Dumnezeu uneori neputințele tale, chiar neputința de a crede pe deplin. A zis unul înaintea Domnului, cred, Doamne, ajută necredințele mele. Dar accepți într-un final ca Dumnezeu să lucreze după planul lui. A zis Domnul, îndepărtează de la mine, Tată, parul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ce cum vă ești tu? A zice, asta e cu Domnul. Dar știți, Pavel a stat înainte de Domnul și a zis, Dumnezeule, de trei ori, Dumnezeule, ia-mi ți ăsta. Îl chinuia, nu știu cum îl chinuia, dar chinuia. ia am ți ăsta. Și după ce trei, de trei ori la rând s-a rugat lui Dumnezeu să îl ia, a înțeles că Dumnezeu nu vrea să îl ia. Și a zis, harul meu, îți este de jos. Vreau să vă întreb, -a. a acceptat Pavel să-și poarte mai departe țepușul, chiar dacă tare mult ar fi vrut să-i ia Dumnezeu. Când te abandonezi în mâna lui Dumnezeu, accept să-și facă Domnul voia cu tine, dar mai accepti ceva, să lucreze cum vrea El. A venit fruntașul ăsta al sinagogii și a zis așa, vino și puneți mâna peste fetița mea ca să trăiască. Vreau să întreb, Domnul și-a pus mâna peste fetița, așa cum a zis el? Nu, când te pui la dispoziția Domnului, nu, nu impui tu, nu poți să impui tu metoda pe care Dumnezeu o folosească. Chiar dacă uneori Dumnezeu lucrează așa cum ceri. Dar înseamnă să te pui la dispoziția Domnului să lași să lucreze cum vrea El. Domnul s-a dus, a luat-o de mână și a zis, talita cum e? Important este ce metodă folosește sau important este ca el să-și întindă mâna să te să-ți facă bine. Pe unul la uns cu Tine pe ochi, l-a trimis să se scalde, a poruncit să se scoale. Te abandonezi în mâna Domnului. Dragii mei, mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu uitați, dacă sunteți bine astăzi sau suntem bine astăzi, s-ar putea să vină vremuri în care să fie rău, dar s-ar putea să vină altele când să fie din rău în mai rău. Ce faci atunci? Cauți un ajutor la Dumnezeu cauți să-ți menții credința activă. Credința te ține la Dumnezeu, legat de Dumnezeu. Cauți să te poți lăsa la dispoziția lui Dumnezeu. Facă, Doamne, facă mi se, Doamne, după cum voiești tu. Și în această circunstanță, Dumnezeu știe să-și arate slava lui. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm Domnului să mulțumim pentru ziua de astăzi și.